Am revenit la emisiunea din această seară, partea a doua a ei, alături de noi, Dinu Todoran, antrenorul echipei secunde a clubului FC Voluntari, club care anul trecut a fost revelația fotbalului românesc, pentru că a câștigat atât Cupa României cât și Supercupa României. Nimeni nu prea dădea vreo șansă, dar iată că cu Claudiu Niculescu la timon, echipa a reușit să obțină două trofee, nu? Primele din istoria clubului. Primele din istoria clubului, da. Două trofee care rămâne în istorie. Ce ai simțit atunci? Tu care ai fost jucător la prima echipă? Da, da, la începutul pregătirii în anul acela, împreună cu Florin Marin, el director tehnic, și eu, antrenor, am pregătit echipa. Chiar după plecarea dânsului am fost un interimar, cum ar veni, n-am avut licență, aveai vreo luni de zile. Și chiar mă bucur că antrenorul a reușit să califice echipa în semifinale, bătând la Mioveni 2-1, după ce Mioveni scosese pe Steaua București. Un antrenor, Pediș, care acum joacă iar o semifinală. Da, se pare că este da, obișnuit asta, al da. Cupei României. Și chiar cu Herman mă bucur Stad, că am avut și eu un aport mic, ca antrenor mă refer, pentru acest trofeu. Dar rămâne în istorie. Voluntariul, câștigătoarea Cupei României și a Supercupei. Eu, din punctul meu de vedere, chiar meritau acest trofeu, ținând cont de infrastructură și de condițiile pe care le asigur. Da, așa este. Haideți să facem o introspecție rapid și cu niște rezultate. Cele din Liga 1, care sigur că se cunosc rezultatele, le vom trece repede în revistă. În play-off, Viitorul Constanța FCSB 2-2. Un rezultat după 2-0 pentru Viitorul. Da. Te mai așteptai la o revenire a echipei Bine, lui Dică? Bine, toată lumea zice că 2-0 e cel mai periculos la pauză. Da. A fost și 3-0 a avut Milan și a câștigat Liverpool. Dar o schimbare de atitudine în repriza a doua celor de la Steaua, care s-a văzut și... Și golul acela, cred că dat pe finalul primei reprize, a contat foarte mult. Una intri cu 2-0 și una intri cu 2-1. Da, dar și-a schimbat atitudinea. Dacă aveau acea atitudine ca în prima repriză, nu știu dacă reușeau să egaleze. A doua repriză a fost al lui Steaua, prima repriză a fost al lui Viitorul, dacă dădea 4 nu se supăra nimeni. Exact, au avut două mari ocazii la 2-0. V-am zis, sunt jucători, dacă sunt capacitate 100%, bate pe oricine. Din campionatul românesc, mă refer. Și Poli Iași CFR Cluj 1-1. În această seară se joacă Astra Giurgiu cu un CSU Craiova. Riscăm un pronostic? Da, egal. Egal. Da. Egal, care nu face bine. Nu face nimeni, păi de asta. Egal nu face nimeni. Lupta pentru titlu între FCSB da, și Craiova se bate pentru cupele europene cu cei de la Viitorul Constanța, da. Iar în play-out, Dinamo ACS Poli Timișoara 1-0, Concordia Chiajna Fece Voluntari 0-1. Trebuie să felicităm. Da, un rezultat foarte bun, mai ales ținând, vreau să felicit și pe Adi, chiar am vorbit astăzi că l-am felicitat, ținând cont că a fost primul lui meci ca antrenor. O victorie mare, o victorie cu o echipă care te bagi la retrogradare și pe terenul acestea îți dă speranțe pentru viitor. Juventus București Gaz Metan Mediaș 0-3, un meci jucat chiar pe arena voastră. Da, putea să se întâmple orice rezultat, adică nu e o surpriză. Este. Aici da. A fost aici o tripla lui Eli Fernandez, da. Care a decis... Nu era o surpriză dacă bătea Juventus sau dacă făcea Gaz sau dacă bătea Mediaș. Corect. Iar în această seară, la ora 18, a început partida dintre FC Botoșani și Sepsi Sfântul Gheorghe. Etapa viitoare, foarte rapid, în play-off avem sâmbătă de la ora 20:45, Universitatea CSU Craiova Viitorul Constanța, duminică 29 aprilie, tot 20:45, FCSB CFR Cluj, de la aceeași oră, luni 30 aprilie, Astra Poli Iași, iar în play-out, vineri, ora 20:45, FC Voluntari Juventus București. Da, un rezultat care... un meci care trebuie să-l câștigăm. Alt pronostic nu... Nu dai, nu, e da. Normal. Deci trebuie să câștigăm asta. Neapărat acum, 1-0, 2-1, 3-2, 5-4. 4. Nu contează. Important... 3 puncte. 3 puncte. Sunt importante 3 puncte. Sâmbătă de la ora 18, Poli Timișoara Concordia Chiajna. Duminică de la ora 17:30, Gaz Metan Mediaș FC Botoșani. Etapa se încheie luni de la ora 18, Sepsi Sfântul Gheorghe Dinamo București. Am văzut ce se întâmplă la vârf. Hai să vorbim puțin în play-out. Cum ți se pare echipele? Cine crezi că va retrograda până la urmă? Cine ajunge la baraj?
cu cine la baraj din Liga a doua? Pentru că în Liga a doua se pare Călărașul și... Nu, Călărașul e promovat. Călărașul sunt deja promovat. Târgoviște am văzut și mai nu am văzut FC Argeș. Mai ales după acel 4-2 de la Târgoviște. De la Târgoviște, da. Se mai da. Joacă încă, deși... Se mai joacă, dar... Sunt totuși 6 puncte de diferență care... Oricum, Dinamo are cel mai bun lot. Indiscutabil, pentru Dinamo a fost o tragedie că apoi nu s-a calificat în play-off. Noi, de la voluntari, care avem niște jucători care nu mai are rost să mai... cu experiență, și jucători tineri, un lot foarte bun. Dar de retrogradat, eu zic Juventus, mai ales dacă acum o să dacă câștigăm vine și voi, la și revedere. Treaba rezolvată. Ei, acum se dă, eu zic, între Mediaș, între Timișoara și Sepsi. Astea trei echipe, eu zic că se bat, una care se retrogradeze și una la baraj. Dar oricare merge la baraj, eu zic că cea din Liga a doua, ținând cont că e meci tur, retur, nu știu dacă are vreo șansă. Dacă era un singur meci, acolo, pe teren neutru, s-au mai văzut echipe de Liga a doua. Cam Cupa României, Buturu, Gamică. Exact. Dacă era un singur meci, atunci era altă presiune. Dar așa sunt două meciuri și o echipă de Liga a întâi. Experiență, mai știe cum să gestioneze. Sunt 180 de minute, chiar dacă ai luat un gol, ai timp să revii, dar fiind un singur meci pe un teren neutru, atunci așa ar mai fi interesat, de exemplu, să joace barajul un singur meci pe teren neutru. Iată o idee pentru cei care dar ar fi mai... nu conducă acum Federația Română de Fotbal, poate să o ia în calcul. Exact. Noi am avut și ne-am dat barajul primul an. Bine, noi am fost mai privilegiați. Ținând cont că ei au jucat un baraj, erau două serii, au jucat Călărașul cu UTA un baraj și după a dat și cu noi barajul UTA, care noi deja am tot despre ei și am jucat acasă, i-am bătut 3-0 și acolo ne-au bătut 1-0 minutul 94, ne-a dat gol, da. Calificarea era deja jucată din tur. Tot am vorbit de Liga a doua, să parcurgem rapid și rezultatele din etapa a 30-a din eșalonul secund. Ripensia Timișoara Hermannstadt 0-1, Dacia Unirea Brăila Academica Clinceni 5-2, Știința Miroslava Dunărea Călăraș 0-1, Foresta Suceava CSA Fumați 0-1, Luceafărul Oradea CS Balotești 4-1, Pandurii Târgu Jiu UTA Arad 1-1, FC Argeș Metaloglobus București 3-0 și CS Snagov Chindia Târgoviște 1-2. Acestea sunt meciurile care s-au decis pe teren. Avem și două partide decise la masa verde. ASU Poli Timișoara Olimpia Satu Mare 3-0 și ASEA Târgu Mureș CS Mioveni 0-3. Cele două echipe s-au retras din campionat. Așa cum spuneam, pe primul loc în clasament Dunărea Călăraș 74 de puncte, locul 2 Hermannstadt 71 de puncte, Călărașul este matematic promovată. Echipa lui Dan Alexa, iată, a făcut treabă bună, antrenor bun, chiar și la Chiajna a avut treabă bună și la Târgu Mureș. Dar uite că a găsit o echipă care factorii locali îl doresc. Sete de performanță la, da, la Călăraș. Exact, de fotbal și a asigurat toate condițiile cu un lot de jucători peste Liga a doua. Dar nu pentru Liga 1. Deci e peste Liga 2, dar nu pentru Liga 1. Am înțeles. Deci aviz lui Dan Alexa să se uite la emisiune și să vadă ce plombe pune din vară acolo. O să facă, că cu siguranță. Inteligent și... Iar locul al treilea, așa cum spuneam, Chindia Târgoviște 61 de puncte, locul 4, FC Argeș 55 de puncte. Aici poate încă se mai joacă puțin, dar nu se știe dacă nu se pot schimba lucrurile. Nu știm ce meciuri mai au cele două. Că dacă are Pitești, are și cu Călărașul și cu Hermannstadt. Nu mai are nicio șansă. Un egal i-a scos din cărți. Bun, trecem și la Liga a treia. Dăm și rezultatele. Deci le știi pe din afară? Nu, hai să le citim. Da, le știu, cred că le știu. Dacă... Da, Farul știu 6-0, Spartac Progresul 3-1, Neam la Bătaie minutul 25 la Steaua 2, Modelul 5-2, nu? Greșesc? Modelul 6-2. 6-2. Hai să le citim modelul rapid. 6-2. Deci în seria a doua din Liga a treia, Sportul Chișcani Axiopolis Cernavodă 0-0, FCSB 2, FC Voluntar 2, deci echipele secunde 1-0, Delta Tulcea Faru Constanța 0-6, ACSM Oltenița Unirea Slobozia 0-2, înainte Modelul Agricola Borcea 6-2, Metalul Buzău Victoria Traian 7-1 și Progresul Spartac CSM Râmnicu Sărat 3-1. În clasament, primele două locuri, Farul Constanța, Progresul Spartac, 52 de puncte ambele, locul al treilea, Axiopolis Cernavodă, 48 de puncte și urmează meciul
Dintre Cernavodă cu Progresul Spartac la Cernavodă, la Axipolis Cernavodă. Acolo ori se strânge acolo și mai tare. Acolo se decide, da, echipa care, da, nu, care promovează, ori Costa, ori Faro, ori Progresul. Dacă Progresul reușește să câștige la Axipolis, dar o echipă bună acasă, eu așa promovează. Ținând cont că meciul direct la Progresul 7-0 a bătut pe Faro și i-au făcut un 1 la Constanța, Progresul. Da, o să citim și rezultatele, sau mă rog, cum stau lucrurile în celelalte serii, să vedem cine va promova în acest an. Unele echipe sunt deja promovate, cazul Petrolul Plești, dar avem un telefon în direct și nu vrem să-l lăsăm pe invitatul nostru să aștepte. Îi spunem bună seara domnului Robert Gherghe, membru în Consiliul Administrației la FC Voluntari. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, bună seara invitațiilor dumneavoastră, bună seara tuturor ascultătorilor! În primul rând, felicitări pentru victoria pe care ați obținut-o sâmbătă seara pe terenul Concordiei Chiajna. A fost o deplasare lungă, între ghilimele, dacă spunem așa. Nu ați luat-o pe șoseaua de centură și ați ajuns repede la Chiajna. 3 puncte și v-ați întors înapoi. Cum a fost acest meci? Era într-adevăr un meci vital pentru echipa noastră. Știți foarte bine că veneam după 3 plângeri și metoare de egalitate. Intrați în puternic în zona periculoasă a retrogradării, dar... Se pare că această schimbare de placa tehnică a dat roade, echipa a învins și o victorie care a venit ca o gură de oxigen și care ne face să privim altfel în partidele următoare. Nu a câștigat decât o singură partidă. Lupta la regulare încă nu este decisă și încă sperăm ca să continuăm să avem o serie pozitivă. Da, vă dorim să aveți o serie pozitivă și să încheiați cât mai repede, fără emoții, acest sezon. Mai ales că sezonul precedent a însemnat și primele două trofee, așa cum discutam cu Dinu Todoran, primele două trofee din istoria clubului, Cupa României și Supercupa României. Ce a însemnat acum, iată, la câteva luni distanță, cum priviți acum? Pentru că atunci, la cald, cu siguranță ați fost foarte entuziasmat, foarte bucuros. Da, vă dați seama că este o performanță istorică pentru FC Voluntari, o echipă foarte tare, a fost primul trofeu câștigat de o echipă atât de tânără, primul lucru câștigat de reprezentanța unui oraș atât de mic cum este Voluntariul. A fost o victorie la care și-a adus contribuția și domnul profesor Dinu Todoran. L-am avut și pe dânsul la un meci foarte greu cu Mioveniu, l-am fost pe bancă și a condus echipa către victorie. Ne-a povestit puțin mai devreme de acel meci de la Mioveniu. Da, mi-aduc și acum aminte acea victorie dramatică din minutul 91. Vă dați seama, ne pare rău că nu a râs să... Se exploată mai mult acel moment. Jucătorii după acel moment au avut o stare de euforie. Toate echipele, în schimb, ne-au luat în serios și meciurile cu noi jucau altfel, nu ne mai luau de sus. Rezultatele s-au văzut. Am avut un parcurs destul de sinuos, așa să spun. Am alternat rezultate bune cu rezultate mai puțin bune pentru echipa noastră. Dar, încă o dată, sperăm să termină cu bine această ediție de campionat. Iar de aici viitoare să începem un nou proiect cu obiectivul foarte clar de a regasa primele 6. Și cred că pentru la anul, dacă nu îndrăznim un obiectiv îndrăzneț, calificarea în play-off? Nu, este clar, va fi obiectivul clar al echipei tehnice, calificarea în play-off. Pentru că la ce condiții avem noi la ora actuală la Voluntari și poate va spune și Dinu Todoran. L-am și văzut, ne-a spus și el, le-am văzut și într-o emisiune precedentă când i-am avut invitați pe domnul profesor Mircea Radulescu și pe George Galamaz și chiar am văzut Academia de acolo, un lucru absolut impresionant, câteva sute de copii care se pregătesc acolo și care pun accentul și pe școală. Tot avem toate condițiile, infrastructură. Tot ce înseamnă Consiliul Local se implică la maxim să ne ofere tot ce avem, la ce avem nevoie. Și, sincer vă spun, mă uit la Iași, mă uit la alte echipe, mă uit chiar la asta și mă gândesc ce au avut ele în plus, ce au avut pe ce Voluntari același an, în acest an. Și după seama că poate s-a greșit la selecție, poate s-au trecut anii pe anumit jucători, dar sunt lecții din care noi am învățat și sperăm cu toții că echipa care mă va avea la anul, ne bazăm foarte mult pe nucleul de jucători care avem în acest an, plus câteva plombe care vom duce noi, să avem cu noi și cu totul alte rezultate. Da, și eu o să vă fac invitația încă de pe acum la o emisiune în care să devoalăm obiectivele pentru la anul, să vedem care ar fi strategia clubului pentru sezonul care va începe
undeva prin iulie-august, cam așa, iulie, cred. Da, să știu... Iulie, probabil, iulie, da. Mai mult decât în acest an, deoarece va fi campionatul mondial. Exact. Dar bănuiesc că în ultima sau penultima săptămână din iulie vom asemăna la startul viitoare de campionat. Exact. Poate că vom avea ocazia să discutăm până atunci cu dumneavoastră aici în platou, să vedem exact ce se întâmplă la gruparea pe care o conduceți și care ar fi obiectivele pentru sezonul următor. Vă rog cu siguranță, vă onorați și vă mulțumesc pentru această invitație. Vă vine cu mare drag la dumneavoastră, pentru că sincer urmăresc cu multă atenție și vă rămas în fiecare seară. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă vreți să-i adresați vreo întrebare lui Dinu sau poate invers să vă întrebe Dinu ceva? Nu, eu vreau și eu să salut pe această cale pe Robert. E unul dintre puținii conducători pe care am avut, care a fost alături de acest proiect de Academie și de Liga 3, împreună cu managerul, cu Dan Leasă, care au venit la toate meciurile. Deci, fiind în consiliul de administrație, da, care a venit la toate meciurile și credeți-mă că am și pierdut un pariu cu el, cum au anumit la o vârstă la un jucător ce are născut. Știe toți jucătorii, de Liga 2, de Liga 3, deci e preocupat și pe această cale vreau să-l salut și să-ți tot așa. Și eu îi transmit clar că meciul de la Ucenița nu concep altceva decât o victorie clară. Deci în etapa viitoare, pun puțină presiune pe el. Deci victorie clară, da, nu el 0, tot timpul, cum ai spus cu Juventus, 3-2, no, 4-3, de el, victorie clară. El tot timpul vrea ca acești copii să crească cu mentalitatea de învingători. Că altfel n-ai cum să joci la... Ăsta este și titlul emisiunii, pe pinieră, pentru echipa... FC Voluntari. FC Voluntari, nu? Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a intra cu noi în direct și așa cum vă spuneam, vă aștept la o emisiune cu proxima ocazie. Eu vă mulțumesc. O seară bună, numai bine. Și vizionare plăcută în continuare, că ați spus că ne urmăriți. Cu mare plăcere. O seară bună. Haideți să nu intrăm încă în a comenta ce a spus dânsul, obiectivul pentru anul, deci play-off-ul este practic... Da, v-am zis, la ce condiții le asigură Consiliul Local și... Ar fi și pentru... păcat... Ar fi și păcat, adică... Și poate cine știe, cupe europene, deci nu, ești obișnuit cu cupele europene, tu ai mai jucat, da, ai vrea să trăi... Au și antrenori de care mai, au și cam mai mult și numai, deci cu totul așa, n-ai exact, ce exact. Dar la ce condiții sunt, al trebui, pentru că nu au vreme cu banii, au infrastructură senzațională, condiții senzațională, masă după fiecare antrenament, autocarul duce, aduce, deci n-ar avea, adică nu văd. Deci nu s-ar califica în primele șase. Există și nocturn acum, pentru că în primele tot, etape s-a da, exact, s-a zis că terenul, că nu știu ce. Ba la Ploiești, da, în alte părți. Ținând cont că, mă uitam, cum a zis și Robert mai devreme, de cei de la Astra și cei de la Iași s-au calificat în play-off. Adică n-au condițiile care sunt la FC Voluntari. De infrastructură și de condiții de antrenament, asta mi-a refer, că ai două terenuri de antrenament, te duci prin altă parte, iei, te plimbi, hai să facem, cum era înainte, alte echipe duceau în altă parte, făceau antrenament. Nu făceau la stadion. Da. Bun. Hai să revenim puțin la cifrele astea seci, rezultate, dar să o luăm în seria 1. O luptă foarte strânsă în 3. Aerostar Bacău 52 de puncte, Oțelul Galați 49 de puncte, Cixerez Miercurea Ciuc 49 de puncte. Cine promovează aici? Eu îl știu pe Cristi Popovici de la Aerostar, un antrenor care are multe promovări în CV-ul dânsului. A fost jucător la Bacău, la Bacău, da. Am lucrat și cu dânsul când am promovat la Botoșani. Condiții toate trei au. Deci condiții bune toate trei. Deci o luptă, dar eu zic că între Gala și Aerostar. Acolo se dă luptă. Da. În seria a doua, Faro Constanța, Spartac sau Axiopolis? Nu, între Faro și Spartac. Să spunem că FC Voluntari în momentul de față, echipa secundă este pe locul 7, echipa a doua a FCSB-ului pe locul 6 și așa mai departe. Noi avem cea mai tânără echipă, cred că, din toate seriile. Cea mai tânără echipă? Da, media de vârstă, da. Deci ce medie de vârstă aveți? Deci 19 ani. Extraordinar. Deci avem, chiar am nimerit. Da. Avem copii de cel 2002 și 97, 1997 cel mai, adică 21 de ani și 16 ani cel mai vârstnic cât are? 21. 21. Da. Plus deci că, la 21 de ani e bătrân la echipa voastră. Da. Plus că sunt copii
la grupul de copii și la 2003, de 15 ani, copii talentați, copii talentați. Dar e diferență între junior și senior, este foarte diferență. Că asta le explicăm, deoarece când joci la junior, joci cu aceeași vârstă. Aici dai de unul de 36 de ani care are experiență. Dar trebuie la copii să le dai meciuri și meciuri tari. Și să le dai încredere, încredere în forțele. Încredere, da. Încredere că de aici e poți de lansare spre echipa mare. Că nu poți de la junior imediat să treci la Liga 1. Și faptul că ei joacă meci de meci acolo, da. E foarte și important. Și niște rezultate care, nu. Ne aducem aminte, nu? Celebra echipă micul Ajax de la Târgoviște. Da. Cu Bârdeș, cu Bălașa. Cu Silviu Dumitrescu, antrenor. Antrenor, da. Exact, care cu a făcut furor. Deci împreună. Liga 3, în Liga 2, exact, în Liga 1. Exact. Și... Au crescut împreună de la junior, chiar dacă... Bine, da, au retrogradat după aia, deci, Târgoviște, dar e foarte... Bine, au mai venit și niște jucători, da, mai au mai și plecat, exact, au mai plecat din jucători respectiv la în altă părți. Da, și la noi, v-am zis, un proiect mai... În Liga 3, în Liga 2, în Liga 2 la un an, imediat s-a promovat și uite că... În seria 3-a lucrurile sunt clarificate. Matematic Petrolul Ploiești este și dacă era promovat în Liga 2. Petrolul, pentru că ce părere ai despre actuala echipa Petrolului, tu care ai jucat foarte mulți ani la Ploiești? Da, la Petrolul oamenii știu fotbal, mai ales suporterii aceia, n-ai cum. Dacă nu știi fotbal, te huidui. Mai bine nu intri pe teren decât... Mai bine te duci la altă echipă, dacă duci la Petrolul Ploiești și ai intrat pe teren și nu știi să faci o preluare sau să dai un șut la poartă, mai bine... Ai încurcat-o. Cred că sunt suporte care sunt pretențios, care au câștigat trofee, campionate, dar sunt minunat, credeți-mă, sunt minunat și sunt un fanatic, sunt pasionat, mai ales Petrolul Ploiești, n-ai poți să... Te uiți la meciurile transmise un anume post de televiziune? Da. Mă uit, urmăresc cu interes și mă bucur. Mai ții legătura cu cineva de acolo? De la... Nu, am prieten, am și cu Cristi Vlas, sunt prieten, nu spune, dar mă bucură că... Ușor-ușor e un proiect sănătos și ușor-ușor... Dar să se țină, asta e ideea. În seria a patra, pe primul loc ACS Șirineasa, 56 de puncte, locurile 2-3 cu câte 44, CSM Școlar Reșița și CSM Lugoș. Șirineasa, ținând cont că au luat niște jucători de care au jucat pe la Liga 1 și... Deja echipa diferenți. Este și aici promovată. Ca de altfel și în ultima serie, seria 5-a, Universitatea Cluj, 53 de puncte, pe locul al doilea, performanța Ighiu, 44 de puncte. No. Aici lucrurile cred că sunt tranșate dinainte de a începe campionatul, ținând cont ce lot are Universitatea Cluj. Ce oameni au, ce stadion, ce suport, la fel ca la... Suporteri, la fel ca la Ploiești. Ca la Ploiești. Deci sunt echipe cu tradiție. Trebuie să spunem că și la Farul Constanța, Petre Grigoraș, care a jucat și el... Și suporte. Acum, la ultimul meci, a avut 5.000 de suporteri. Deci sunt echipe care... Dar, încă o dată, promovează. Dar dacă ei n-au un proiect, dacă n-au un manager care se ocupă, dacă n-au infrastructură, dacă n-au... Ei doresc, dar și echipele, că toată lumea ce mamă, și de noi, de voluntari. Dar aici să vedeți voluntari, ușor, ușor, o să ajungă poate o echipă de tradiție. De care, ce nu? Asta vreau să zic. De ce nu? Sunt copii, sunt oameni pasionați, vin la fotbal, văd copii înainte de meci, cum vin cu tricouri de voluntari, pasionați, hai la meci, uite, joacă la meci. Adică ușor o echipă de tradiție și ușor o echipă care a câștigat niște trofee, alte echipe n-au... Exact. Și trebuie să mai spunem un lucru. Acea galerie inimoasă care vine la meci, dar vin la Liga 3-a, credeți-mă, vin la Liga 3-a, vin și acolo. Vin, da? Și acolo, peste tot vin și vin și susțin echipa, adică nu se înjure, nu știu. Dar toate au început. Și Dinamo a avut un început, și Farul, și Petrolul. Și voluntarul are un început, să fie o echipă de tradiție. De ce nu? Un club... Exact, da. Chiar dacă n-au mai suporterii... Mai tânăr, să spunem, exact, dar care este foarte viguros. Bun, hai să mai dăm o știre dintr-un alt sport. Este vorba de lupte. Luptătorul dinamovist Nicu Ojog, în vârstă de 19 ani, a făcut senzație la turneul internațional Petco Sirakov de la Ruse din Bulgaria, competiție rezervată sportivilor cu vârsta under 23. Ojog a câștigat medalia de aur la categoria 82 de kg și a primit trofeul pentru cel mai tehnic sportiv al competiției de lupte greco-romane. El a câștigat 3 meciuri, cel mai important fiind cel din finală cu bulgarul Rosian Dermanski. Românul s-a impus cu 9-0, deși a întâlnit un sportiv medaliat cu bronz la mondialele Under 23 de anul trecut. Așadar, felicitări, iată-l aici și cu medalia, cu cupa în mână.
sunt tineri talentați în toate sporturile și avem sunt performanțe talentați și reușite. Dacă le asigură infrastructură și tot ce trebuie, condiții de antrenament, oricum poporul român talentat la nativ este. Native, cum zice și Gică Haci. N-ai cum, deci fotbalistul român e nativ, n-ai cum. Chiar și Adrian Mutu, care este antrenor. Exact, care e antrenor acum. Care... Am văzut ce stop a pus la ultimul meci. Da. Foarte frumos acolo. Da. Bun. Luăm o scurtă pauză din nou de publicitate. Ne întoarcem pentru partea a treia a emisiunii. Vedem și care sunt proiectele de viitor și poate, exact, sigur, și alte subiecte extrem de interesante.